te rog, care crezi că este rolul femeii în cinematografia românească? Da. Cred că ar trebui să existe mai multe roluri pentru femei și roluri puternice, principale. Asta vreau să întreb, dacă simți că există egalitate de șanse și de salarizare în această branșă? Nu știu exact care sunt salariile celorlalți colegi, deci nu aș putea să răspund exact la întrebarea asta, dar șansele nu sunt chiar egale. Cât de important se pare ca un artist să-și folosească vocea și în problematici sociale? E important, dar nu numai ca artist, cred că în primul rând ca oameni. Ar trebui să facem mult mai multe decât facem și mult mai multe decât ne permite meseria pe care o avem. Ești nominalizată în această seară. Spune-mi, te rog, ce actriță iconică te inspiră atunci când joci sau te-a inspirat să te apuci de actorie? Îmi place foarte mult Meryl Streep, Juliette Binoche, Isabelle Huppert și alte nume mari.